Bună ziua și bine v-am găsit la Prof Online cu exerciții de matematică. Ia să vedem următoarea problemă. Un dicționar explicativ al limbii române are 853 de pagini. Deci avem 853 pagini. Scrieți care sunt numerele paginilor a căror sumă a cifrelor este egal cu 24. Scrieți care sunt numerele paginilor. Așa. A căror sumă a cifrelor este egal cu 24. Deci, are în total 853 de pagini. De la pagina 1, 2, 3, până la 853. 275 până la 853. Deci în componența, în numerotarea asta a paginilor, am tot felul de numere până la 853, da? 304, 701. Scrieți care sunt numerele paginilor. Deci să găsim acele numere a căror sumă a cifrelor, când adunăm cifrele, se ne dea 24. Deci, vezi? Practic sunt maxim cu câte cifre? Maxim cu 3 cifre, da? Adică putem să le alegem pe care vrem noi. Și suma cifrelor respective. Se ne dea 24. Bunoarul ăsta, cât ar fi suma cifrelor, numărul acesta? Pentru 853, 853, rezultă că 8 plus 5 plus 3 este egal cu cine? 16. Dar nouă trebuie să ne dea suma paginilor? 24. Da? Deci trebuie un alt număr de aici. Sunt multe numere. Dar ca să facă 24, dă-mi tu un exemplu, găsești un număr a căror sumă să facă, cifrele adunate să facă 24. Da. Te rog. 978. 978, dar da, nu da. Trebuie să depășească pe asta. Ia un imen, 700. 769. Și 796. Este așa că suma cifrelor 7 plus 6 plus 9 este egal cu cât? Este egal cu 24. Sigur? Da, calculat bine. Ia vezi. Nu, 789. Deci acolo când ne dă? 7 plus 9. 789, am spus eu. 789. Da. 789, da? 89. Este mai mic decât acela. Și acum cât face? 24. 78. 5, 10. 24. Deci ăsta este un prim număr. 798. Este acolo? Da. Este. Și cât face acolo? 9, 8. Ah, tot 24. Deci este bine. Și ăsta este un număr construit de tine bine. 699. Este un număr corect? Da. 99. Fiindcă 6 plus 9 plus 9 este egal cu 24. 6... Ăsta pare să fie cel mai mic număr. Da. Nu putem să ducem. Că dacă ne ducem... Deci o primă observație, că 2 de 9 în componență. Știu. Da? 2 de 9 la unități și la 10. 18. Dacă îl dăm pe 9 la sute, depășim. 18. Deci de unde trebuie plecat? Să se scrie cel mai mic număr din 3 cifre. Între 699 de la 699. Da? Așa. Cel mai mic număr din 3 cifre, a căror suma cifrelor sale, să facă 24. Cel mai mic număr pe urmă. Întâi și întâi. Deci, practic, problema ascunde următorul lucru.
în gârdul ăsta de numere, să se descopere cel mai mic număr pentru care suma cifrelor sale este 24. Gata, am ales numărul. 798. 798. L-ai pus, l-ai scris. L-am pus. Dar haideți să ne oprim aici, că mi se pare foarte important. Ăsta ar fi numărul de aur, hai să zicem noi, pe care l-am găsit acum. 699. Și logica pentru care trebuie să ne oprim neapărat la el, 24 trebuie să fie, ca să fie cel mai mic, la unități și la 10 să folosim pe 9. Că drept cifră mai mult de 9 nu putea folosi. 9. Iar la sute, la cifra sutele îmi rămâne 6. Ca să completăm pe 24. Deci ăsta ar fi cel mai mic. Acum, în clipa în care vrem să construim un alt număr, mergem peste. Ar trebui să rotim pe astea între ele, să le schimbăm locurile, dar nu. Nu ne ajută. Nu, locul 9 nu ne ajută. Pe 9 nu-l putem duce la sută. Noi aveam 800. În momentul de față, mărim cifra 6 cu o unitate. Și scădem la una din cifrele acestea. Deci, 700. Obligatoriu, următorul număr va fi 700. Și acum 80 și 9. L-am din cauza, da. Nu? Am scăzut o unitate de la 9 și l-am dat-o aici. Suma este aceeași. Da. Celălalt număr este 789 pentru 798. 798 pentru că inversa. Am schimbat ordinea cifrelor, da? 98. Un altul ar fi să-l mărim pe ăsta, două altă rămân aici. Da. Nu am nicio altă variantă. Dacă cumva vreau să schimb aici nu ne ajută. Zecile, depășim sutele cu zecile, depășim. Construcția unui alt număr ar fi cu 800, să mai scădem cu unitate și să scădem și de la 9 ăsta. Dar vine 8, 8, 8. E prea mare. Care depășește pe 853. În momentul de față, spunem că se pare că sunt doar câte numere? Câte mai? Sunt numai 2, 3. Chiar 3 numere, da? L-am găsit pe cel mai mic. Cum aș fi numele de treabă? Așa. Deci cel mai mic l-am găsit și, pe urmă, după raționamentul pe care l-am format, acela de a micșora cu unitate una de, la cifrele de la unități sau de la 10 și mărim la sute, da. Trebuie să dăm neapărat unul acela ca să rămână suma cifrelor 24 constant. Ne încadrăm cu alte două numere. Dar altceva mai mult nu merge, pentru că din clipa în care mă ajunge să măresc cu încă unitate la sute, mă duc la 800 și... Mario, dar din 10 putem să facem 24? Doar din 2? Adică dacă doar dacă... Nu, nu din 2? Doar din 2? Dar după, numai din 2 cifre. Din 2 cifre. Putem să facem 24? Dacă din 2 cifre. Și te duci direct la 3. Eu te întreb, la 2 poți să faci ceva? Nu. Dar numai de 12 cu 12. Deci nu merge din 2. Deci de 2 cifre nu ne putem gândi. Numai din 3 cifre. Deci plecăm la 3 direct. Deci obligatoriu de la 3. Foarte bună observația pe care ai făcut-o. Că acestea de la 1 la 2, 3, 4, 4. Până la 699 stau degeaba în față. Da. Cele toate cu 2 cifre nu mai intră în discuție. Pentru că e 9 și 9. Maxim. Maxim, și apoi avem 8. 99 fac 18. Da. Deci în niciun caz 24. Deci în niciun caz 24. Hai să vedem cu 23. Care ar fi toate numerele a căror sumă a cifrelor să facă 23? Păi 699 da 24. 698.
cunoască bucură. Da. Deci hai să vedem care ar fi cel mai mare care să facă 23. 23, suma celor să facă 23. Cel mai mic. Cum l-am găsit aici? Cum l-am găsit pe 699. Așa. Care ar fi cel mai mic număr, pentru care suma cifrelor se facă nu 24. Noi am fost, facem o altă problemă. Problemă, 23, da. Cel mai mic număr, a căror suma cifrelor sale sunt dea 23. Am găsit un număr cu 699. Adică? 99, 18. Deci care ar fi după tine numărul care s-a lipit foarte bine? 695. 695? 599. 599. Este cel mai mic, cel mai mic număr pentru care 5 plus 9 plus 9 este egal cu 23. Deci am găsit pe cel mai mic număr. Bun. Acum, care ar fi cel mai mare număr? 700. Care să se încadreze până acolo. Dacă ai crescut cu două unități, 700. 700, ai zis bine. 700. Nouăzeci și opt. Deja. 799 s-a scris, da. Nu, suntem toată problema asta am terminat-o cu 24. Acum 23, suma ce vreau să facă 23. Și am găsit pe cel mai mic. 798 dădea 24. Așa. 779. 14 și cu 9, 23. Da, dar este ăsta cel mai mare? Nu prea. Care e cel mai mare? Eu am vrut să-l găsesc pe cel mai mare acum și până să ne cadrăm acolo cu toate numerele. 700. Nu știu. Păi uite-te acolo. 7 avem la sute, da. 7 avem la 10 și 9 avem la unități. Dar o fi asta cel mai mare întrebarea sau altul ar fi care să fie cel mai mare? La sute nu putem să ducem. Nu putem să punem pe 789. 789 depășește. Fac 24. Păi acolo scrie și 810. Hai că ești atent. 700 cât? 97. Deci 797 este cel mai mare număr. Da? Cel mai mare număr. Aici a fost cel mai mic și acum cel mai mare. 599 și 797. Așa. Cel mai mare număr. Cel mai mare număr. Pentru care 7 plus 9 plus 7 este egal cu cât? 23. Este cel mai mare. Și acum să vedem noi pe toate celelalte care le putem construi jucând aici și să vedem 689. Deci, următor 689 este așa. Bun. Altul. 698. Da, am terminat și cu 600. Nu mai putem face nimic. Cu 600 nu mai putem face nicio mișcare. Nu. No. Cu 7. 7. 779.
779. Așa. 779, da. Apoi. Mai scris o dată pe 700. Da, da, am scris. Da, da, da. În ideea care a văzut el, deci da. Cu 600 nu mai două am făcut. Cu 700, 779, altul. 797. Deci cel mai mare, da, scris. Da. 97 e cel mai mare, da. Vedem dacă mai e vreo. Dacă acum mai putem construi aici. Exact. Cu 700 să mai facem o construcție de așa. Nu te uita aici. Nu, am aici. Aici. Nu, că e la 23. Dacă nu e 24. Nu, dacă de acolo, bă, da, mă ajută mult. Că ei, te ajută, uite-te și așa. Nu, nu te la, eu te las. Am scris pe acasă. Da, dar dacă ești atent aici. Dacă vrei să faci o mișcare... 753? 753? Nu fai 23 sume. No. 780. Adică cât mai sta cu 1? Și 8. Ia să vedem. 700... Da, de depășește. 88. Nu depășește. Că suma face, ce am făcut eu aici? L-am dus pe, i-am luat o unitate de la 9, am dus-o și am făcut 8 aici, și aici a rămas 8. 788. Fac suma cifrelor tot 23 aici. Și cu 7 mai poți construi. Aici aș putea să fac rocadă? Dacă nu fac rocază, degeaba o fac acolo. 797, de cel mai mare număr. 797. Și cred că cam aici ne-am oprit. Noutatea a fost că a apărut 788 aici. Deci, vezi, am construit pe cel mai mic, cel mai mare, și pe urmă am dorit să ne plasăm în zona asta, de la 599 la 797, așa fel încât, în clipa în care păstrăm suma 23, am mărit cu o unitate la sute, de 5 la făcut 6, dar am scăzut fii de aici, fii de în partea cealaltă. Am scăzut de la 10, da? 689 și 698 este imediat. Sigur că în ordine ar fi fost 698. Da. Să spunem... Da, poate e bine așa, ordine crescătare. Da, e bine așa. Mai este rog 24. Nu, că 24 aici? Da, 688. 688? Da, 16 și cu 6, 24. 16 și cu 6? 29. S-au gândit la 788. Da, 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 ce-a fugit mintea acolo. Dar ne-a uitat că pierde suma cifrelor. Exact. Deci, dragule, plecând la problema asta, unde de fapt am găsit un număr de câte? 24. 699, 1, 2, 3, nu? Da. 3 numere am găsit aici. De data asta, când am micșorat ca suma cifrelor să facă 23, în data am găsit aici un număr mai mare de numere, da? Deci am găsit câte în plus față de 3, iată aici sunt 6. Deci au crescut numărul lor. Cu cât o să micșorăm suma cifrelor, vom găsi un spațiu mai larg, mai mare și vom găsi mai multe numere. 22. Ideea fiind asta, că îl găsim mai întâi pe cel mai mic, apoi pe cel mai mare și cum ne încadrăm aici, mișcându-ne așa fel încât să putem găsi numerele toate. Da. Ce-a făcut autorul de aici? A vrut să vadă, are rost să te gândești la numere cele până din două cifre? Da, nu. 94, niciun caz nu se formează din 90 cu 9, 18, nici nu mai gândeam. 12 și 12. Așa, asta e altceva. Așa.
De ce am dat el 24, să mașinilor să facă 24, ca să nu avem foarte mult de alergat, că 99 fac 18, da. Unitățile și 10. Iar la sute, să ne dăm seama că le-am dus deodată cu 600. Da. Și de acolo, ăsta fiind cel mai mic, mă, cel mai mare. După în clipa în care noi am mișorat cu unitate suma cifrelor, ne-am mărit spațiul de lucru. Da. Gândește-te tu acasă să pleci cu suma cifrelor să facă 22. Yes! Da? Am deja un număr, 688. Da. Nu mă interesează, mă interesează să începi tu cel mai mic, tot după aceea strategie. Va fi 499, vedeți, a sesizat foarte repede. Zice 499, pentru că 4 plus 9 plus 9 este egal cu 22, este cel mai mic, cel mai mic. Da? Cel mai mic. Cel mai mic. Și cel mai mare? Și cel mai mare? 697. Cât? 697. El se zizează bine, două unități de aici, le pune la sute, 4 și cu 2, 6. Și este cel mai mare. Într-adevăr, la 10 nu umblă deloc. Ăsta este cel mai mare. Mai. Și apoi jonglă. Și de acum jonglează de aici, mișcând aici o unitate. 578. 570. De ce? O unitate. Zici 589, 598. Da. Și cu 5 cred că e terminat. 688. Cu 5 am terminat. Nu știu dacă am terminat. Cât am zis noi? 589 și 98. Da, s-a terminat cu 5. Cu 600, cred că avem fiind două unități. Acum lucrurile se așează foarte bine. Mai întâi, cel mai mic este 600. I-am luat de aici, de la 10, 679. Așa, undeva până la da. 679. Și acum, dacă le învârtim, 688. Da. Unitate educa aici. 697. Nu? Da. 697. Și iată 3 cu 600. Și ne ducem acum la 700. Este cel mai mare, gata. 697. Cel mai mare. Și cu asta s-a terminat. Deci... Avem mai 3. 700, n-avem nici ale. Cu 700, dacă ne ducem la 796 nu? Da. 769, 7 și cu 9, 16 și cu 6, 22. Bun. Deci, 7 este cel mai mare. Da? Este corect aici, da, 796 este cel mai mare. Uite, foarte bine că am mai insistat. 796. Și 769. Apoi, da. 769. Da. Și aici mai poți jongla. Eu la unități 1 și-l duce aici, vine 787. Da. Și 778. Câte avem? Da. Și mai putem lua 775 acum, s-a făcut cu 6, cu aici cu 5, cu 9. Cu 9, cu 8 am da. Transformat. Cu 7 am transformat. Am făcut 778. Așa. Și 769. L-am făcut. L-am făcut, da, da. Cu 5, iar 750 și merge? Nu mai merge. Nu mai merge. Că scădem prea mult. Deci 5 e prea mult și 6 sare prea mult, da. Peste 10.
Da, deci 10. Cel mai mare 796 și acum ne-au ieșit câte variante? Prima 499, una, două. Da. În mod sigur mai multe. 8. 8. 859. E prea mare? 853. Deci tot ne depășește. Da. A fost destul de instructiv aici, interesant, cum anume păstrăm suma cifrelor. Da. Să facă tot timpul 24. Da. Da? Și jucăm da. Așa fel între... Încât să iasă toate variantele. Da, toate nu variantele în final. Ce a vrut autorul cu problema asta? A vrut să vadă... De unde începem? Cum anume cel mai mic. Cel mai mic. Cel mai mic număr, dar să descoperim și primul cel mai mare. Și acolo o să ne cadrăm cu mișcând o unitate încât suma să rămâne tot timpul constantă. 24, cum a dat autorul, sau 23. 23, cum am făcut noi, 22. Da? Acum, să-ți las totuși din ce în ce mai multe numere, că spațiul e mai mare. Sărăgește, da. Da, sărăgește spațiul și tu ești din ce în ce mai multe. Acum ai prins de gust, faci la 22 tur. Da. Te ocupi la 22, da, ca tema. Bun. La revedere, să nu uitați de la fișier și să vă abonați la Prof Online. La revedere! La revedere, dragilor! Hai să vedem...